ziua despre întoarcerea la cele bune. Este videoclipul acesta. Videoclipul acesta este făcut în mod special pentru cei care în prezent nu fac multe fapte bune, ci fac mai multe fapte rele. Adică pentru cei așa cumva corupți sau poate nu sunt corupți, sunt așa, cum se spune, păcătoși. E adevărat că noi oamenii am fost și mai așa și mai așa. Unii au fost buni și după aceea atâta cât au fost păcătoși, au fost păcătoși. Alții încă din copilărie au fost cam așa, cam răutăcioși sau așa. Dar când vine vorba despre fericire, de obicei oamenii buni sunt fericiți. Oamenii care sunt corupți sau păcătoși sau cum or fi, aceia sunt așa mai mult triști și se prefac cumva așa că sunt fericiți. Pentru că, cum să spun, nu au găsit probabil altă soluție pentru a avea mai mulți bani și atunci au devenit așa corupți sau păcătoși sau unii oameni nu au făcut asta pentru bani în mod special, ci așa că s-au luat după alții, că așa ei practic și-au făcut așa cumva niște prieteni, să zic. Ideea este că totuși pentru a fi fericiți este nevoie să fim noi înșiși. Așa că nu fac parte din acest grup, dar nu pot să facă parte din acest grup. Pot să plece din acest grup, să rămână prieteni doar cu unul, doar cu unul din oameni din acest grup. Trebuie să facă oameni ceea ce nu vor. Am fost obișnuit să facem ce nu vrem de multe ori. De aia am ținut școala așa, de următoare nu știu ce ne-am făcut. După aceea am lucrat pentru altele de mult sau a fost așa, mai am lucrat de altul, dar nu vreau să facem altceva decât ce vrem. Deci este nevoie să fim noi înșine. Să ne ajutăm pe ceilalți, mai ales să ne ajutăm familia, măcar cât de cât. Dacă unii oameni așa mai corupți sau mai păcătoși vor să aibă viață frumoasă, e bine ca ei să mai ajute pe niște oameni săraci sau bolnavi sau cum o fi, așa, cu ce pot ei să ajute. Și în primul rând să fie ei înșiși. Să fie ei înșiși, să nu se rușineze de felul lor de a fi, care poate că nu este atât de extraordinar ca al altora. Dar până la urmă, felul nostru de a fi, acela de când eram copii, era un fel frumos de a fi. Putem să redevenim așa cum eram atunci când eram copii, nu exact la fel, normal că avem altă vârstă, dar să redevenim acele persoane care am fost când eram copii. Că eram destul de, cum să zic eu, atunci când suntem copii, toți suntem așa și fericiți, dar atunci se văd calitățile noastre mai bine și suntem și fericiți. Și atunci ne și simțim bine când suntem noi înșine. Când suntem noi înșine, ne simțim bine. Și deci suntem și sănătoși. Da. Acum, ce să zic? Unii oameni sunt mai blânzi, alții sunt ceva mai agresivi. Eu, de exemplu, nu mai mănânc carne. Dar poate că unii oameni nu vor să facă așa ceva, să schimbe alimentația. Fiecare cu felul său de a fi. Mai contează și alimentația și contează și să mâncăm ce
ne place, pentru sănătatea noastră. Chiar dacă medicul mai zice mai așa, mai așa, oamenii e bine să asculte și de medici, să zicem. Depinde ce zic medicii, dar dacă cineva crede că îi face bine la sănătate ceva și a tot mâncat în trecut acel ceva și nu i-a făcut rău, probabil că e bine să mănânce acel, eu știu ce era, ciocolată, nu știu de care, dacă simțea că îi face bine, atât timp cât nu mănâncă, eu știu, prea multe sau cum o fi. Da, sigur, e nevoie de atenție, nu știu dacă medicul a recomandat că să nu mai mâncați ciocolată și vreți să mâncați ciocolată, mai bine mâncați doar o bucățică mică din când în când și vedeți, să nu cumva să fie totuși riscuri mari. Dacă sunt riscuri mari, mai bine să fiți atenți. Da, în rest, am făcut acest videoclip mai ales pentru a transmite, eu știu, acelor români care sunt ceva mai păcătoși, ceva mai corupți, pentru a transmite că dacă sunt triști, ar putea fi, nu, ceva mai fericiți, dacă ar redeveni ei înșiși. Omul trist nu este el însuși. Așa că unii oameni poate sunt mai corupți, mai păcătoși, dar nu vreau să fie așa. Au făcut niște alegeri greșite și poate să, cum să spun eu, poate să se întoarcă la cum erau ei atunci când le plăcea de propria persoană.